Mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru viața noastră, pentru mântuire. Biblia ne învață să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Sunt unele care le vedem, altele care nu ne dăm seama, vom observa mai târziu. Oricum, toată veșnicia va fi vrednică prin ceea ce Dumnezeu va realiza pentru noi, să adune mulțumirile noastre. De aceea putem spune în toată inima, lăudat să fie Dumnezeul Israel din veșnicie în veșnicie. Vom începe o nouă tematică de studiu intitulată Împreună pentru Ierusalim. Acest ciclu de lecții Împreună pentru Ierusalim prezintă pe fondul istoriei biblice Ierusalimului și să ne gândim că există peste 800 de referințe nominale la Ierusalim, la Sfânta Cetate în Biblie, privind de la zidire, distrugere, rezidire, distrugere, atât a cetății sfinte cât și a templului, din perspectiva luptei pentru păstrarea statutului cetății sfinte, există suficientă tematică pentru pedagogia sfântă, pentru că noi vom privi dincolo de ceea ce ține de evrei și de istorie, de profeție, întrucât Apocalipsa are de-a face cu Ierusalimul, să privim la faptul că adunarea Domnului este Israelul lui Dumnezeu. Privim la Ierusalimul de jos, dar avem de-a face și cu un Ierusalim de sus. Și când vorbim împreună pentru Ierusalim, trebuie să ne gândim la faptul că Dumnezeu din acest cosmos își are focalizată cel mai mult atenția spre pământ. Și de pe tot pământul, Ierusalimul este numit cetatea Marelui Împărat, o piatră grea deopotrivă. E ceva ce privește însăși inimile noastre și fie ca studiind aceste lecții să ne bată inima mai mult pentru Domnul, că de fapt împreună pentru Ierusalim înseamnă împreună pentru lucrarea Domnului, pentru cauza eternă, pentru împărăția care va veni. În ideea aceasta împreună pentru Ierusalim este o rugăciune. Așa ca și în cazul lui David, care scria, citesc din Psalmul 51, cuvinte rostite într-un moment de criză a vieții sale și prin aceasta a Ierusalimului, știți că a fost vremea în care trebuie să-l părăsească, 51:18, în îndurarea ta, varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Amin? Suntem împreună moștenitori cu evrei. Avem aceleași făgăduințe ca ei, spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 3. El care se declara evreu din evrei și-a dat seama că sămânța lui Avram îi cuprinde pe toți cei care cred în făgăduințele lui Avram date de Domnul și vor avea parte de ele. În această lecție de astăzi, introductivă, vom privi mai întâi la câteva generalități pentru a ne deschide area de imagine și apoi vom prezenta pe scurt istoria Ierusalimului, urmând ca în lecțiile următoare, potrivit cu aceste etape, să ne concentrăm pe aspectul împreună pentru Ierusalim. Și să vedem cum de-a lungul istoriei numai așa s-a putut face ceva. Așa este gândirea lui Dumnezeu, așa a fost planul lui și așa trebuie să-l înțelegem și să lucrăm. Aminteam și vom vedea mai pe larg din istorie, Ierusalimul a fost zidit și rezidit de mai multe ori. Asta pentru că ocupă un loc special în planul lui Dumnezeu. Rămânând în cartea Psalmilor, citesc din 147,
versetul 2. Domnul zidește iarăși Ierusalimul. Și privind în istorie ne gândim a câta oară. De ce? Strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. Rămânem în Cartea Psalmilor, 135 cu versetul 21 și observăm că Ierusalimul trebuie să fie locul laudelor Domnului. Dacă e locul prezenței sale, să ne gândim că în cer, împrejurul Domnului este o laudă permanentă și la Ierusalim trebuie să fie la fel. De altfel, oriunde este Domnul prezent, în primul rând trebuie să-i se aducă mulțumiri și slavă. Domnul să fie binecuvântat din Sion, El care locuiește în Ierusalim. Deci când vorbim de Ierusalim, vorbim de locuința Domnului. Iată de ce împreună pentru Ierusalim înseamnă împreună pentru Domnul. Și iar ne întoarcem la Psalmul 147, versetul 12, în ideea de a lăuda pe Domnul. Laudă pe Domnul Ierusalime! Laudă pe Dumnezeul tău, Sioane. De fapt, Sionul în sens larg, potrivit cu munții pe care-i zidit Ierusalimul, e o altă denumire a Ierusalimului. Și tot în ideea aceasta citim și din Psalmul 116, versetul 19, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul. Centrul, atracția Ierusalimului trebuie să fie templul, iar atracția și centrul templului este Domnul. De aceea această relație. Chiar dacă locuim fiecare în zona geografică ce Domnul ne-a dat-o, cum zice Pavel, că Dumnezeu a rânduit limite de timp și de spațiu oamenilor, inima noastră trebuie să bată pentru Ierusalim, pentru cauza Domnului, pentru casa Domnului și să-L lăudăm pe Domnul care este în mijlocul nostru prin Duhul, dar într-o zi la Ierusalimul de sus vom fi pentru totdeauna împreună cu Domnul. Amin. Vreau să privim la Ierusalim, la o cauză comună și prin prisma faptului că are un dușman foarte înverșunat sub denumirea generică de Babilon. Dacă Ierusalimul este centrul atracției divine, Babilonul este centrul atracției demonice. Acolo s-a născut religia. Acolo s-a vrut un turn, o cetate. Iată din nou împreună ideea de cetate și de templu, de loc sacru. Și să ne gândim că Babilonul a fost cel care a distrus Ierusalimul și templu și lupta continuă. Când suntem chemați împreună pentru Ierusalim, asta înseamnă deopotrivă sau chiar mai întâi ieșiți afară din Babilon. Nu putem să avem dublă cetățenie. Ori Ierusalimul este mama noastră, ori Babilonul, mama curvilor și stricăciunilor pământului. Sunt cele două paternități de factură spirituală. Începând cu Genesa, turnul Babel, de unde împrăștierea și diferența dintre Babel, unde Dumnezeu nu i-a îngăduit să vorbească toți aceeași limbă, și Ierusalim, unde Dumnezeu la Rusale a făcut operația inversă, am putea spune, și a făcut pe toți să se înțeleagă. Noi suntem chemați, spune în Roman 15, cu o inimă și cu o gură, să lăudăm pe Dumnezeul nostru, slăvit să-i fie numele. Un alt dușman permanent chiar al Ierusalimului, a evreilor, a fost Edomul. Și când ne gândim că Iacov și Esau au fost frați gemeni, iată cât de aproape este dușmanul. Bine spunea Domnul Iisus, omul va avea ca dușman chiar pe cei din casa lui. Citesc din Psalmul 137 pentru
a observa câtă ură a manifestat Edomul față de evrei. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Domnului, care în ziua nenorocirii Salimului ziceau, radeți-l, radeți-l din temelii. Iar cartea profetului Obadia descrie mai pe larg pasiunea edomiților pentru moartea evreilor. Parcă acea ură veche a lui Esau, care a vrut să omoare pe Iacov după ce ar fi trecut zilele de jale pentru Isaac, n-a murit odată cu el. Obadia 1 prezintă judecata Domnului împotriva Edomului, pentru că scrie de la versetul 11, în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, babilonienii, prin plan, și alți dușmani, în asociere, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua norocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copilul lui, dar în ziua pieririi lor, și nu trebuia să vorbești cu semeții în ziua strâmtorării lor. Și lista continuă cu lucruri care nu trebuia să le facă Edomul și totuși le-au făcut. Pentru că evreii, Ierusalimul, au avut și au mulți dușmani. Să ne gândim numai la ceea ce este acum pe glob. Nu este nici o zonă mai mediatizată, mai problematică. Pentru o bucată de pământ, nesemnificativă în alte părți ale globului ca și suprafață, acolo este mare bătălie. Dar rămânând sau întorcându-ne la cartea psalmilor, citim din 125, pentru a observa că în pofida atâtor dușmani, Ierusalimul a rezistat, Dumnezeu și-a derulat planul, asta în primul rând datorită lui. 125, versetul 1, cei ce se încrede în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domn pe poporul său. De acum și până în veac. Să-i mulțumim Domnului că și ne ocrotește și pe noi. Am putea spune câți dușmani a avut Ierusalimul, tot atât au credincioși. Pentru că toți aceștia sunt dușmanii Domnului. În jurul nostru, în mod deosebit, în vremurile ce vin, se va focaliza atenția diavolului, a fiarei, a întregului pământ. Pentru că, de fapt, noi suntem centrul bătăliei. Pentru noi este toată această confruntare. Cui vom aparține, lui Dumnezeu sau diavolului? Domnul să dea biruințe mai departe poporului său. Și noi să ne încredem în Domnul, locuind la Ierusalim, ca și Ezechia odinioară, când au spus sirienii, pe ce te bizui? Pe Domnul. În al treilea rând, pornind de la cele ce am spus până aici, vreau să observăm din Scriptură și să ne analizăm pe noi. Ierusalimul și templul au rămas dragostea evreilor credincioși. Voi cita din Psalmul 137 pentru a vedea cum gândeau evreii ajunși în Babilon și cum ar trebui să ne simțim noi dacă suntem departe sau care ar trebui să fie dorul, dragostea noastră. Daniel era deportat și deschidea ferestrele spre Ierusalim, se ruga de 3 ori pe zi. Dar ce gândeau, ce făceau alți evrei? Citesc de la versetul 1. Pe malul râului Babilonului stăteam jos și plângeam. De ce? Aveau pâine să mănânci? Le-a spus Ieremia să-și dea să casă, să căsătorească. Când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile, în ținutul acelea ne atârnasem arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Observați așadar pentru un evreu credincios ce însemna Ierusalim, dar pentru noi ar trebui să însemne mai puțin casa Domnului, templul sfânt, adunarea lui Dumnezeu. Și în continuare
face referire la dușmanii aceia, edomiți și babilonieni. Adevărații credincioși suferă când ajung la adunare. Întâlnim frați și surori bolnavi, imobilizați la pat sau prin spitale. Adevărații credincioși, știți ce spun? Nu mai pot să mă duc la adunare. Nu mai pot să fac ceva pentru lucrarea Domnului. Pentru că sfinții simt și trăiesc împreună pentru Ierusalim. Pentru aceștia e valabil ce scrie în Psalmul 128. Versetul 5. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și să vezi pe copiii copiilor tăi pacea să fie peste Israel. Amin. Observați, am citit mai multe versete din Cartea Psalmilor. Am putea spune că psalmii sunt o odă, sunt imnuri pentru Ierusalim în primul rând, în relație cu templu, cu Domnul. Asta trebuie să fie pasiunea noastră cea mai mare. Amin? Să fiu un amin gustat de Domnul, în sensul că să ne accepte și să ne dea harul și râvna care o are El. Rămânând aici, citesc din Psalmul 132, să vedeți ce dorință avea David pentru Ierusalim. Versetul 3, nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei și ațipire ploapilor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, locuință pentru puternicul lui Iacov. Și până la urmă a găsit loc pentru templu, a avut dorință să-l facă, l-a terminat Solomon. Și acum ascultați ce răspunde Domnul. Versetul 13, da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el, căci l-am dorit. Vreau să observăm în al patrulea și ultimul rând la capitolul generalități, împreună pentru Ierusalim înseamnă împreună pentru Domnul sau împreună cu Domnul și împreună cu frați. Asta deopotrivă. În Noul Testament e scris că Domnul lucra împreună cu ei. Apostolul Ioan scria în întâia sa epistolă, capitolul 1, că toate scrierile lui aveau de-a face să ne aducă în părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Și dacă aceasta e reală, trebuie să fie părtășie și cu frații. Sau spune Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 3, că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și în versetul 4 citesc, când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El, în slavă. În 1 Tesaloniceni 4, un text citit la înmormântări, în mod deosebit la groapă, când ne despărțim, cuvinte de mângâiere recomandate, vom fi totdeauna împreună cu Domnul. Și în Apocalipsa este scris că va locui împreună cu ei. Deci împreună pentru Ierusalim înseamnă împreună cu Dumnezeu. Asta de aici, în lucrarea sfântă, dar și împreună cu frățietate. Se spune că pe vremea comunistă, când erau acei inspectori ai cultelor, un frate din conducere era cunoscut de inspectorul zonal și într-o zi de duminică, în timp ce inspectorul fiind liber se ducea la țară, l-a văzut pe marginea drumului. Duminică dimineața, pe la 10-11, oprește, spune, măi, pocăite, dar nu ești la biserică. Și acesta cumva așa mai volat îi spune că de fapt știe inspectorul că s-au certat și el nu s-a mai dus. Și zice inspectorul, Domnul a vorbit prin el. Eu de la voi am învățat că unde doi sau trei vine Dumnezeu. Băi, să știi că unde e numai unul vine satana. S-a suit în mașină, s-a dus. Deci nu se poate
pentru Domnul dacă nu suntem împreună. Ierusalimul trebuie să fie făcut dintr-o bucată, dar dintr-o bucată, dar de fapt sunt mai multe bucăți. Eu vă citesc doar câteva versete, așa, referințe din Cartea Faptele Apostolilor, să vedeți numai de câte ori scrie împreună, când a început zidirea Ierusalimului, bisericii. Fapte 1:14. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună, apostolii cu femeile și cu frații Domnului. Scrie apoi în 2:44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. A fost un împreună puternic. 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Scrie apoi în 4:24, partea dreaptă. Când au auzit aceste lucruri, după ce Petru și Ioan au fost anchetați și s-au adus la ei lor, și-au ridicat glasul toți împreună. Iată, rugăciuni împreună sau aceste rugăciuni comune. De aceea ne rugăm în comun, că suntem împreună pentru Ierusalim. Și toți dorim să slujim Domnului cu toată inima. Sunt și alte referințe scripturale, mă opresc aici. Hai mai adaug unul. 2:22. 2 Timotei 2:22, o referință pentru tineri. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci nu e indicat ca cineva tânăr sau bătrân fiind să slujească Domnului în mod solitar. Nu. Dumnezeu a creat pentru noi comuniune, comunitate. Și aceasta, în mod simbolic, poartă numele Ierusalim sau templu. Așadar, Ierusalimul este o lucrare complexă, controversată, dar binecuvântată de Domnul, slăvit să fie în veci. Să privim acum la istoria Ierusalimului. Din vremuri străvechi, asta e important, citesc din Ieremia 2, spunea Domnul, cel care și-a dorit să locuiască la Ierusalim, amintindu-și cu plăcere și cu durere totodată vremurile trecute, 2:2. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Și observați cât de tare ar fi vrut Domnul să se audă, să strige la urechi. În mod normal se strigă atunci când ești departe de urechile cuiva, dar a striga la urechi înseamnă ceva ori cu durere, ori răsunător. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ nesemănat. În vremea aceea, scrie în continuare, Israel a închinat Domnului. Din punct de vedere etimologic, Ierusalimul, Ierusalaim, cum spun evrei, are ca origine în denumirea sa ideea de cetate închinată păcii sau închinată divinități. Ir, oraș, shalom, pace, dar unii neevrei spun că de fapt era cetatea închinată zeului Salem. Nu știm exact și nu facem caz de aceasta. Vreau să privim istoria biblică la o primă referință în cartea Genesa. E o referință indirectă spre Scriptura în capitolul 14, că Avram, întorcându-se de la biruința celor ce au cucerit Sodoma, a fost întâmpinat de Melchisedec, versetul 18, împăratul Salemului. Asta s-a petrecut cândva în perioada 2000-1800 înaintea erei noastre.
Acesta era preot al Dumnezeului celui preanalt. A binecuvântat pe Avram și Avram i-a dat zeciuială. Apoi, în cartea Iosua, avem prima referință concretă. Ne aflăm în perioada cuceririi Canaanului. Iosua, capitolul 10, de la versetul 1. Adonii țedec în paratul Ierusalimului. E prima mențiune în această denumire. A adunat mai mulți împărați, de fapt erau conducători ai cetăților din zonă, și cu alianța formată a început lupta împotriva lui Iosua și a evreilor. A fost înfrânt, Domnul a intervenit în mod supranatural, au căzut peste ei pietre din cer. Atunci a fost acea zi mai lungă când Dumnezeu a ascultat pe Iosua să înfrângă pe împăratul Ierusalimului. Dumnezeu știa ce are în plan să facă. Și spune tot în Iosua, în capitolul 18, că cetatea aceasta, sub denumirea ei cananită de Iebus, 18:28, a căzut la împărțeală seminției lui Beniamin. Iată-o enumerată între alte localități. Țela Elef Iebus, adică Ierusalimul. Trecând în cartea Judecători, aflăm din capitolul 1 că după moartea lui Iosua rămânseseră unele cetăți izolate din cele întărite, deci cu ziduri, care nu fuseseră cucerite de evrei, între ele și Iebusul. Iuda, ca și un trib mai puternic și având în frunte pe Caleb, acel viteaz și credincios comandant, a pornit bătălia și scrie în versetul 8, fiii lui Iuda au pornit lupta împotriva Ierusalimului și l-au luat. L-au trescut, n-a spus săbiei și a dat foc cetății. Deci, au înfrânt pe armata acelor locuitori. Dar, din același capitol rezultă că, totuși, cananiții, ebusiții au rezistat și au rămas încă stăpâni pe cetate ulterior. 1:21. Fiii lui Beniamin, cei cărora le revenise în județul lor, să zicem, n-au izgonit pe ebusiții care locuiau la Ierusalim. Aceștia s-au reorganizat și ebusiții au locuit în Ierusalim cu fiii lui Beniamin până în ziua de azi, adică până în momentul scrierii cărții. Să ne gândim că asta s-a întâmplat, datele diferă, istoricii nu sunt de acord întru totul, cândva în jurul anului 1200 și 1300. Înaintea noastră, la 700 de ani după Avram și Melchisedec. Au mai trecut încă aproximativ 300 de ani, acea perioadă a judecătorilor, și ajungem la David, cel care a cucerit în mod definitiv cetatea, a și numit-o cetatea lui David și a așezat în ea reședința regatului lui Israel. Citim din cartea 2 Cronici, capitolul 11. În vremea aceea, David a cucerit-o de la iebusiți, cei pe care evreii din perioada 1 Cronici 11, iertați-mă. Versetul 4. David a mers cu tot Israelul asupra Ierusalimului, adică Iebus. Acolo erau iebusiții locuitorii țării. Locuitorii Iebusului au zis lui David, nu vei intra aici. Dar David a luat cetățuia Sionului, aceasta este cetatea lui David. David zisese, oricine va bate cel din tâi pe iebusiți va fi căpetenie și domn. Ioab fiul țierului s-a suit cel din tâi și a ajuns căpetenie. Iată motivul pentru care Ioab a fost conducătorul armatei. David a făcut zid împrejurul cetății, de la Milo de jur împrejur și Ioab a adresat cealaltă parte a cetății. Și, cum știți, după ce a domnit 7 ani și 6 luni la Hebron, David a mai domnit pentru 33 de ani la
Ierusalim. Tot în vremea aceea, asta vom vedea în lecțiile viitoare, David, văzând îngerul Domnului cu sabia întinsă spre Ierusalim, în area lui Arafna Ebusitu, deci iată că mai rămăseseră câțiva ebusiți, a cerut locul, plătindu-l, a adus jertfe și apoi acolo s-a construit templul. După cele spuse, era de fapt locul unde Avram jertfise pe Isaac. Și mai târziu, legat de Ierusalim, s-a jertfit marele Isaac, răscumpărătorul nostru, făgăduința noastră, slăvit să fie Domnul. De-abia din momentul lui David, Ierusalimul a aparținut pe deplin evreilor. Însă de atunci, controversele au continuat. Au fost perioade în când iar l-au pierdut. Să observăm ce s-a întâmplat, deci după anul 1000, cam atunci, înaintea noastră, a fost cucerit Ierusalimul. La aproximativ 50 de ani a fost finalizată construcția templului, deci ne aflăm în anul 950 înaintea noastră. Ierusalimul și templul au rezistat până în anul 586, când, după un asediu prelungit, babilonienii conduși de Nebucadnețar au intrat în cetate și, potrivit cu cele scrise în cartea profetului Ieremia, au dărâmat zidurile din prejurul Ierusalimului, au distrus casele, palatele și, ce era mai grav, au distrus templul Domnului, locul prezenței divine, de care evreii credincioși s-au bucurat pentru aproximativ mai puțin de 400 de ani. Evreii au ajuns în robie, acolo unde plângeau pe malurile Babilonului, dar inima lor a rămas și ei gândeau împreună pentru Ierusalim. Au trecut cei 70 de ani, care de fapt nu se calculează de la data nimicirii templului, ci de la prima deportare. În anul 606, știți că și Daniel era dus în robie și Ezechiel, ei proroceau acolo și slujeau Domnului și Ieremia și ceilalți erau încă în țară. De la 606 până în anul 536 s-a împlinit acea perioadă de pedeapsă de 70 de ani. Atunci Domnul a mișcat inima lui Cir, așa cum promisese, citesc din Isaia 45, și evreii au avut drept să se întoarcă acasă și să își reconstruiască locul sacru. Isaia 45, versetul 13. Eu am ridicat pe Cir în dreptatea mea și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Evreii au ieșit din această robie ca din cea egipteană, primind daruri, nu plătind ei pentru aceasta. Rezidirea templului s-a amânat datorită unei scrisori de sesizare rău intenționate și de-abia în jurul anului 520, sub îndemnul prorocilor Hagai și Zaharia, cum știți, s-a reconstituit cel de-al doilea templu. Construcție care a durat câțiva ani, abia câțiva zeci de ani mai târziu, Nemia rezidește și Ierusalimul. Templu aveau, dar erau într-o stare deplorabilă, săraci, subjugați, atât puteau doar să se închine. Sub persani, evreii au avut libertate, aceștia au dus o politică care a permis revenirea oamenilor în locurile de origine. N-au mai practicat deportări forțate. Așa a curs istoria pentru aproximativ 200 de ani și în anul 332 Alexandru Macedon cucerește Ierusalimul și evreii trec sub jurisdicție grecească. Acesta a fost și el
binevoitor, a permis evreilor să-și continue practicarea religiei lor, a lăsat ca jertfele de la templu să își aibă cursul lor, însă, cum știți, domnia lui n-a durat mult, Imperiul s-a împărțit după profeția lui Daniel în patru părți și pentru aproximativ 200 și ceva de ani, Țara Sfântă, Cetatea Sfântă despre care noi vorbim, a fost mai mult sub influența și sub stăpânirea siriană și în parte sub cea egipteană. Dar a fost o perioadă, începând din anul 167 înaintei noastre până în anul 63, deci aproximativ 100 de ani, evreii au fost din nou independenți. Și și-au stabilit, bineînțeles, capitala la Ierusalim. Nu știu dacă aș citit cărțile Macabeilor, este indicat să ne punem la punct și cu această perioadă așa numită intertestamentară, adică de la Maleahi până la Ioan Botezătorul. Vă spuneam că sub persan și sub greci, evreii au avut libertate să se închine. Și apoi o perioadă sub Seleucis și Ptolemei. Dar Antioch Epifanus, acel anticrist, în jurul anului 168 înaintea noastre, a dispus închiderea templului, a sacrificat o scroafă pe altarul de la Ierusalim, a interzis deținerea Torei, deci a cărților sfinte a legii lui Moise, și toate acestea sub pedeapsa capitală. Administrația imperială se deplasa în toată țara, cerând oamenilor să ardă tămâie la zei sau într-un alt fel să le aducă ofrandă. Însă un evreu, Matatia, s-a împotrivit și a ucis pe trimisul regelui. A devenit partizan, fiii lui în primul rând i s-au asociat și împreună cu alți evrei au început acea răscoală a Macabeilor, fiii săi, Iuda, Ionatan, Simon și Eleazar, făcând fapte de vitejie, au recucerit, au eliberat Ierusalimul de sirieni și au deschis templul. De atunci datează sărbătoarea Hanuca, acea sărbătoare a luminilor. În sărăcia lor au adunat câtva un de lemn pentru sfeșnic și spun ei că timp de 8 zile a ars cu acea mică rezervă de un de lemn. De altfel, sărbătoarea Purim și sărbătoarea Hanuca sunt sărbătorile evrești adăugate la cele date de Domnul prin Moise. Iată așadar din nou pe evrei liberi până în anul 63, când generalul roman Pompei a cucerit Ierusalimul și de atunci au intrat sub jurisdicție romană. În perioada aceasta s-au impus antipatrizii, irozii. Irozii sunt idumei, adică idomiți din Esau. Irod cel Mare, căutând favoarea evreilor, a extins templu, de aceea cel de-al doilea templu mai poartă denumirea și templul lui Irod. Și vă rog să vă gândiți cât de mult s-a extins acest locaș sacru, câte clădiri, anexe, aferente erau, pentru că la sărbători slujeau până la 20.000 de preoți. Aceștia aveau în prejurul templului până la 4.000 de camere unde erau cazați și toți aceștia administrau slujbele sfinte. Aceste amenajări ulterioare ale lui Irod au durat, știți, îi spuneau evreii la Domnul Iisus, 40 de ani, de fapt.
construcția toată cu palatele și cu finalizarea proiectelor lui Rod au durat până în anul 63. De fapt, templul n-a mai rămas în forma aceasta decât 7 ani, pentru că, așa cum știți, în anul 70 a fost distrus. Populația Ierusalimului crescuse, au fost vremuri relativ bune, romanii au fost favorabili dezvoltării și în mod deosebit la sărbători se adunau în Ierusalim până la 2 milioane de oameni. Era cunoscut și de altfel spunea legea Vechiului Testament, de 3 ori pe an bărbații se suie la Ierusalim. Se făceau pelerinaje, știți că și Domnul Iisus, când a fost 12 ani, s-a dus împreună cu părinți. Ierusalimul a fost locul cel mai de dorit și pentru evrei din diaspora se cerea măcar o dată în viață să ajungă la Ierusalim. Și pentru cei din provinciile alăturate, cel puțin o dată pe an se statornicise acest obicei. Însă, așa cum știți din perioada Domnului, cei ce ședeau pe scaunul lui Moise erau doar niște formaliști care l-au respins pe Domnul și urma ca via să fie dată altora. Ei s-au răsculat împotriva romanilor, a fost dorința lor în mod special a unei partide religioase a zeloților, au pornit revolta, au fost înconjurați de trupele generalului roman Vespasian, acesta s-a retras pentru că a fost numit împărat la Roma de către Senat. A fost vremea când ucenicii și-au adus aminte de profeția Domnului. Cine va fi la câmp să nu se întoarcă în cetate, cine e pe acoperiș să nu-și mai ia haina din casă. Și-au ieșit. A revenit fiul lui Vespasian Titus, a înconjurat cetatea și asediul, a continuat până la nimicirea locuitorilor cetății. V-aș recomanda să audiați, că poate de citit n-aveți timp, există cărțile lui Iosif Flavius, Războaiele iudeilor, înregistrate audio. După scrierile istoricilor, el a vrut să cruțe cetatea, a vrut să cruțe templu. Vă dați seama ce construcții arhitecturare erau și s-a ținut întotdeauna la acestea, din punct de vedere cultural. Gândiți-vă la acoperișul templului construit din aur, curat, care bătea în, strălucea în bătaia soarelui. Era o mulțime de palate în jur. Însă evreii n-au vrut nici să cedeze între ei, nici să se predea lui Titus, și-au murit peste 1 milion de evrei. De fapt, nu romanii i-au ucis, puțini au ucis romanii. Cei mai mulți, fie că au murit de foame, fie că s-au ucis între ei. Dacă veți lectura sau veți audia cărțile acestea a istoricului Iosif Flavius, vă veți îngrozi. Și vă veți da seama că blestemele din Deuteronom și cuvintele care le-a spus Domnul pentru femeile acelea, nu mă plângeți pe mine, ci pe voi și urmașii voștri, s-au adeverit din plin. O teroare de nedescris. În cetate erau morți, peste ziduri aruncați alții, unii ieșau să scape, să meargă în zonele rurale, când și-au dat seama că aveau aur înghițit, în mod special pe lângă armata romană, care nu era chiar atât de crudă, dar cei din jur, dușmani, edomiții și alții, le tăiau abdomenul ca să scoată aurul din ei și lăsau acolo să moară în spasme, pentru că toate acestea erau blesteme. Ei au fost împreună pentru Ierusalim în felul lor, dar n-au fost împreună cu Domnul. Nu așa ne vrea Domnul împreună pentru Ierusalim, nu cu ambiții, ci după voia sa și sub călăuzirea Sfântului Duh. Amin. Ierusalimul a fost distrus, templul până la ultima piatră, au fost răstigniți evrei în jur, încât istoricul spune că nu au mai fost copaci. Alții, aproximativ 100.000, au fost vânduți ca sclavi pe piețile din Egipt, din Alexandria, în mod deosebit.
Ultima fortăreață a fost Masada în anul 73, a fost cucerită și aceea de romani. Apoi a fost o altă răscoală în jurul anului 135, era noastră. Un anume Simon Bar Kotba, în traducere Fiul Stelei, a adunat evrei și s-a pretins că e Mesia. Romanii au înfrânt din nou și de data aceasta au arat Ierusalimul. I-au și schimbat denumirea, după numele împăratului, numindu-o Aelia Capitolia. Și pentru 1000 de ani, Ierusalimul n-a mai fost capitala nimănui. A fost un loc de izbeliște. Dumnezeu renunțase și a pronunțat pedeapsă. Evreii n-au înțeles cu 70 de ani, le-a dat Dumnezeu 1000 acum. După această perioadă, sau mai exact în această perioadă, după anul 600, după apariția musulmanilor, Ierusalimul a fost cucerit. Și tot în același secol a fost construită o moschee acolo, care există și astăzi, și asta e mare problemă, Domul Stânci. Și pentru musulmani, Ierusalimul, dat fiind această moschee, este al treilea loc sacru după Mecca și Medina. Creștinii s-au simțit datori să elibereze Ierusalimul. Observați ideea asta împreună pentru Ierusalim, sub ce forme a curs în istorie? Și-au apărut cruciadele, vă amintiți, de la istorie. Și pentru o perioadă scurtă, între 1099 și 1187, Ierusalimul a fost din nou capitala acestui regat cruciat. Dar după mai multe cruciade, cum știți, a fost recucerit de arabi, de musulmani. Apoi, câteva sute de ani mai târziu au venit turcii și, aproximativ, în aceste ultimele secole, ei au controlat zona aceea. Numărul evreilor fiind foarte mic în acea zonă. Evreii au fost dispersați pe tot pământul. Cum de altfel există și acum unele centre mai puternice, în altele părți sunt mai dispersați, mai puțini. Așa a curs istoria până în anul 1917, când Imperiul Otoman s-a destrămat și Palestina a ajuns sub jurisdicție britanică, până după cel de-al doilea război mondial, în anul 1948, fiind sediul administrației britanice Palestina. O capitală, dar care nu era a lor. Evreii, cum știți, s-au regrupat, mai întâi și-au câștigat identitate și-au refăcut limba și apoi Holocaustul a înmuiat inima oamenilor și, în mod deosebit, a conducătorilor națiunii din vremea aceea după cel de-al doilea război mondial. Și-au acceptat, au facilitat ceea ce și-au dorit evreii și astfel, în mai 1948, sub conducerea lui David Ben-Gurion, Israelul se proclamă stat independent. Un an mai târziu, tot Ben-Gurion declară Ierusalimul ca și capitala evreilor. Asta, după câți ani? Dacă în anul 63, înainte erei noastre, și-au pierdut independența, înseamnă că au fost aproape 2000 de ani. Însă Ierusalimul a rămas împărțit. Partea de vest, cea mai mare, a aparținut și aparține Israelului. Partea de est, partea veche a orașului, a rămas sub jurisdicția regatului Hașemit, a Iordaniei. Însă în urma războiului de 6 zile, din 1967, evreii au eliberat Ierusalimul în 1981, declarându-l în întregime capitală a statului evreu. Dar problema nu e încheiată. Pentru că, așa cum știți, zilele acestea, mai exact săptămâna trecută, palestinienii au cerut la Națiunile Unite să fie recunoscuți ca stat cu capitala la Ierusalim. Și iată cum Ierusalimul e pretins de evrei, este de asemenea pretins de arabi, în mod deosebit datorită moscheii, a istoriei lor, care de acum are aproape 1500 de ani,
dar e pretins și de creștini. Mulțumim Domnului că noi nu suntem chemați să facem cruciade, să eliberăm Ierusalimul de arabi, noi suntem chemați să ne luptăm pentru Ierusalimul de sus. Dar să știți că în plan spiritual lucrurile nu sunt deloc mai simple. Bătălia e la fel de complicat. Gândiți-vă că în privința creștinismului, catolici și papa se pretind sub o formă sau alta, ca și lideri. De la cel primus inter pares, primul între egal, s-a ajuns la primatul papal și apoi la ceea ce numai Dumnezeu poate să aibă, la infailabilitatea ex catedra, adică atunci când este în slujbă, el nu poate să greșească. Și luptele sunt complexe. Ce ne așteaptă în viitor? În plan ecumenic? Oricum, Dumnezeu mai are treabă cu evreii. Nu-i terminată lucrarea. Cartea lui Zaharia, în mod deosebit, ne evidențiază ce urmează. Și vom vedea în lecțiile viitoare. Apocalipsa, cum spuneam, ne descrie ceva despre Ierusalim. Dar să nu uităm, de fapt, grija noastră este Ierusalimul de sus, însă nu și-a încheiat Domnul lucrarea nici cu Ierusalimul de jos. Și în încheiere, notez că lecțiile acestea care vor urma șirul istoric, fără să mai facem istoria, am amintit-o în această seară, doar ne vor referi concret la perioada de zidire sau la cea de rezidire, la aspectele profetice, a ceea ce urmează. Deci pe fondul acesta al prezentării istorice, vreau să observăm dorința și efortul poporului Dumnezeu pentru binele Ierusalimului. Pentru asta citim Psalmul 122 în încheiere. Mă bucur când mi se zice, haide la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, tu ești zis ca o cetate făcută dintr-o bucată, acolo se suie semințiile, semințiile Domnului după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Căci acolo sunt scaun de domnie pentru judecată, scaun de domnie ale casei lui David. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. O facem? E corect să ne rugăm și pentru Ierusalimul evreilor din Orientul Mijlociu, dar e mai corect și mai important să ne rugăm pentru Ierusalimul slujirii noastre. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeul nostru, fac curări pentru fericirea ta. Și aș dori ca pe parcursul acestor lecții Domnul să aprindă flacăra iubirii noastre pentru locurile sfinte, pentru cauza Domnului, pentru lucrarea Evangheliei, de aici sau de oriunde din altă parte. Asta e foarte important. Să nu uităm Ierusalimul, nu cumva alte preocupări pământești să ne sustragă atenție. Și ca nu cumva să nu ne dăm seama, vreau să citesc pe scurt și două versete din Noul Testament, Evrei 12. Deci dorul care l-aveau evreii pentru Ierusalimul lor, în aceeași măsură trebuie să devină dorul nostru pentru Ierusalimul nostru. Evrei 12 cu 20. Și 2. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor. Suntem noi apropiați? Și Apocalipsa 21, versetul 2 și 3, dacă vom lucra la Ierusalim, vom avea parte de el. Și am văzut coborâse din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul meu și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor, slăvit să fie Domnul. Să ne dea Domnul harul să fim împreună cu El la Ierusalim pentru vecii vecilor. Amin.